acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Urmări incredibile a avut acel Rapid FCSB 4-0 din 9 martie, ultima etapă a sezonului regular. FCSB a câștigat toate cele 4 meciuri următoare, în schimb Rapid le-a pierdut pe toate 4, din enigmele fotbalului. Se așteaptă un record de spectatori în actuala campanie în Superliga. A plecat el, a rămas mingea, mai iute decât mingea. Și iată șansa acum, șansă pentru Darius Solaru, așteaptă Coman. Pasa lui Darius Solaru deocamdată blocată. Pasă pentru Coman, care mi se pare că este în offside. Panionul ridicat, offside. Prima impresie a fost că e în afara jocului. Nu aceasta este faza. Asta e prima încercare de pasă lui Olaru pentru Coman. Și aici încă o dată să știi că e nu piciorul. Este. A? Nu e? Mai puțin că l-are pe Iacob aici. E fierbere mare în public. E... Da, într-adevăr, stadionul vibrează pur și simplu de pasiune și de emoție. Miculescu și acum diagonala bună. Olaru în margine. Acolo Octavian Popescu centrează înapoi. Intervine Olaru și scrie! Gol FCSB! 1-0! Minutul 10. Al 15-lea gol în campionat pentru capitanul FCSB-ului, Darius Solaru. Practic el a făcut faza, i-a schimbat bine direcția atacului formației sale, pasându-i lui Octavian Popescu. Bună și pătrunderea lui Octavian Popescu. Aici pasa bună, lungă, precisă, care duce mingea până la Octavian Popescu. O șerpuire a acestuia, un slalom al decarului de la FCSB și atenția sporită a lui Olaru, terminată cu această încheiere de fază. Bine șutat, l-a păcălit pe Hromada. Nu mai înscrisese din 28 ianuarie. Este... Replică foarte iute, violentă chiar, a celor de la FCSB, imediat după ocazia mare de gol a Rapidului Krasniqi, în care au Krasniqi, gol! Greșeala lui Târnovanu, dar este o greșeală plecată de la una și mai mare a lui Șut, care a greșit pasa la mijlocul terenului. Rapid se întoarce, iute, se întoarce la fel de violent în joc. Doar 2 minute a fost FCSB în avantaj. Krasniqi punctează, așa cum a făcut-o și în cel mai recent joc, la acel 4-0 în Giulești. Uite pasa greșită a lui Șut, interceptată de Krasniqi. Și încheierea de fază cu greșeala lui Târnovanu, e colțul lui ăla. Krasniqi sesizează că Târnovanu nu are reperele foarte bine alese. Stă puțin cam departe de prima bară, trage tare pe acolo și Krasniqi își strigă reușita împreună cu bună centrare, lovitură de cap, gol! Rrahmani! 2-1! Replică energică și extrem de productivă a Rapidului, care iată înscrie în minutul 16. Acum 6 minute era 1-0 pentru FCSB, este 2-1 pentru Rapid. Ce lovitură de cap! Ce lovitură de cap reușește Rrahmani. 16 goluri, al 16-lea este acesta. Excelentă centrarea lui Petrila. Și Rrahmani de lângă Alexandru, care parcă se și apleacă așa din calea Kosovarului. Mingea trece și de Șut. Și Rapidul conduce cu 2-1. Ce început de meci! Un sfert de oră minunat. Superbă lovitură de cap. Rrahmani lui Olaru. Cel puțin asta se întâmplă în aceste prime 22 de minute. Nimic. Borza în care Borza pentru golul Rapidului, al treilea gol. A pierdut Octavian Popescu la mijlocul terenului, nici nu s-a luptat, dar este joc oprit. A, offside la Rrahmani. Da, e pe direcția șutului. Sare ca să nu lovească mingea. E foarte aproape de portar. E aproape de portar. Da, săpunul a fost. Uitați-vă la Crețu. Câtă energie. Bine bătut, Miculescu. Incredibil. Adrian Șut, Coman, Olaru. La minge decide arbitrul și contraatacul Rapidului cu viteza fulgerului. Situație de 1-1 și apără Târnovanu. Coman galben. Galben pentru protest. Pentru că majoritatea avertismentelor primite de Coman au fost pentru proteste. Pierdere de șut importantă pentru FCSB. FCSB, minge scăpată însă de sub control și sprintează acum Coman. Coman în careu, Coman! De posedare corectă! Faza golului cu care FCSB a câștigat anul trecut cu CFR Cluj. Tot așa, o pasă dată de Olaru, excelentă, superbă pasă și de data asta. Coman a scăpat și atunci, dar n-avea adversari pe măsura vitezei sale. Daua și este pauză pe Arena Națională. Rapid conduce cu 2-1. În această seară pe Arena Națională, nou record. Bine Crețu, uitați-vă la Crețu, cum urcă, Popescu le evită. Popescu nu-i pasează. Olaru, centrare, Radunović, gol! Băluță! 2-2! Braun îl scoate din offside pe Băluță. Golul așteptat de 45.000 de spectatori, minus cei 2-3.000. De suporteri rapidiști. 2-2. Până la urmă, o urcare a lui Radunović cu folos. A alergat de atâtea ori acolo, centrarea lui foarte... Atenție mare! Stai să vedem. Atenție mare! Hai să așteptăm. Neavând tehnologie, nu știu dacă o să-și dea seama. N-au cum să-și dea seama. Ia. Oricum, pare din afara terenului. Asistentul Neacșu era acolo și așezat foarte bine, plasat foarte bine. De la VAR nu cred că pot întoarce. Nu că n-ar avea cum, e gol. Nu că n-ar avea cum, dar nu-și pot da seama. În moment în care echipa lui putea obține mai multe. Foarte bună pasă dată de Alexandru. Un nou 1-1 Coman cu Braun. Coman simulează șutul, trage cu stângul. Și a arătat calitatea aici Coman. A alternat posibilitatea de încheiere a fazei. Krasniqi, deviere pe spate, periculoasă și este o intervenție. Da, hands nu este. La altceva s-ar putea uita rapidiștii. A fost cel care a încercat să-l surprindă pe Târnovanu cu acea minge înaltă și acum atacul lui FCSB încearcă să treacă prin forță. Olaru foarte nervos. Iacob încearcă să-l potolească și face bine. E fioros Braun atunci când se enervează. Apare și Băluță. Mic și rău. Mai mult încearcă să-l oprească pe Băluță. Acum intervine un tip într-adevăr dotat, mobilat cu mușchi, Baba Alhassan. Bine, m-am temut văzând întâlnirea dintre Radunović și Rrahmani. Un montenegrean și un kosovar. Conotații politice. Cartonașe galbene. 4 minute doar. Cam puțin. Mi s-a părut că doar când a ieșit Roma, da. Da, s-a stat mult atunci. 4 cartonașe galbene.